Prima etapă de înscrieri în clasa pregătitoare s-a încheiat, iar listele cu elevi înscriși vor fi afișate mâine. Până în acest moment, la nivelul județului Mehedinții, din totalul de 1900 de locuri propuse de Inspectoratul Școlar, au fost ocupate 1400. Cererea tip de înscriere la clasa pregătitoare s-a putut completa online sau în secretariatul școlii. În momentul completării cererii de înscriere sau după caz al validării acesteia, părinții au depus și o copie a actului de identitate propriu, precum și o copie a certificatului de naștere al copilului. Suntem la finalul primei etape de înscriere. În această zi se procesează la nivelul Comisiei Naționale cererile tip ale candidaților admiși, urmând ca mâine, 20 mai, să fie afișate listele copiilor admiși la unitățile de învățământ, dar și numărul de locuri disponibil pentru uh, etapa a doua. În uh, următoarele zile, pe data de 21, se va afișa uh, procedura de repartizare și de înscriere a copiilor pentru etapa a doua. Această procedură va fi afișată pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, iar în perioada 24 mai-31 mai se înscriu copiii în etapa a doua, adică la școlile care nu aparțin circumscripției. În prima fază sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat asta pentru cererea de înscriere. În a doua fază sunt procesate cererile părinților care au solicitat înscrierea la o altă școală decât cea de circumscripție pe locurile rămase libere.